Ioana, sunt manager la gimnaziu. Activez în această instituție din anul 1989, după terminarea Institutului Pedagogiei de Stat Taras Grigore Șevcencu din Tiraspol. Deci, la început de activitate, am activat ca profesoară de biologie. În anul 1998, am, prin munca depusă, am câștigat gradul didactic 2. Mi-a plăcut foarte mult munca pe care o depun. În fiecare zi m-am străduit în sufletele copiilor să picur căldură sufletească, inteligență, să educ la ei toate valorile umane de care are nevoie societatea noastră. Am devenit manager al acestei instituții și mi-am pus chiar de la început niște obiective pe care, împreună cu colectivul, corpul didactic, cu părinții din sat și elevii, tind să le realizez. Și până acum, după părerea mea, deci toată munca de pus este cu succes. Am implementat în gimnaziu proiecte care, desigur, sunt pentru binele, pentru ridicarea nivelului de instruire și educația copiilor din sat. Care a fost cel mai greu de implementat a fost biomasa, deci energie și biomasa din Moldova, care a fost finanțat de Elveția. Deci am muncit foarte mult, am avut un grup de lucru activ și spre marea noastră bucurie am câștigat acest proiect, în urma căruia avem în instituție o cazangerie model și un sistem de încălzire care ne dă posibilitate să avem acea căldură și în suflet și în sălile de clasă pentru ca elevii noștri să se poată ocupa. Care ne ajută foarte mult în ceea ce privește infrastructura gimnaziului, schimbarea pardoselelor, schimbarea rețelei electrice, deci schimbarea utilajului și aspectului din cantină. Deci toate acestea au fost datorită activismului, atât a cadrelor didactice, a susținerii părinților lui și, desigur, agentului economic care este în sat. Toate realizările pe care le-am avut în instituție se datoresc, în primul rând, cadrelor didactice, care este format din 16 profesori, dintre care 8 profesori au gradul didactic 2 și 3 profesori am cu gradul didactic 1. După cum am menționat, deci susținerea din partea părinților, din partea agenților economici a primăriei, și, desigur, acestor profesori care în fiecare zi își instruiesc copiii. Multă susținere am avut din partea soțului, fiind profesor de cultură fizică, deci dumnealui întotdeauna a fost, atât m-a susținut, atât moral, m-a susținut chiar prin munca depusă, printr-un sacrificiu de concediu și, deci, în fiecare zi este lângă mine. Deci împreună am trăit viața școlii și prin susținerea dumnealui, deci am ajuns la realizările care le avem. Deci, în plan personal, mă socot o femeie fericită, o mamă bună, o soție stimată, am un fiu, desigur sunt mândru de succesele lui și întotdeauna am fost susținută, am fost înțeleasă, fiindcă poate ca mamă nu i-am acordat timpul necesar, atenție necesară, de ce? Fiindcă am fost întotdeauna cu gândul și sufletul la școală, ca să aduc noi să realizez acele obiective pe care mi le-am. Deci, ca să fii un manager bun, în primul rând trebuie să faci multe sacrificii. De multe ori am fost nevoită să renunț la zile de odihnă și chiar dacă a fost nevoie și la zile de concediu. Dar sunt mulțumită și satisfăcută de lucrul pe care îl fac și aceasta pentru mine este o plăcere, o plăcere sufletească. Deci este firesc că fiecare om tinde spre perfecțiune. Deci noi așteptăm noi schimbări frumoase care, desigur, vor cere de la noi efort și muncă în continuare după necesitățile societății. Și voi fi foarte bucuroasă dacă cuiva istoria mea va fi de folos. Thank you.